peste 3.000 de servicii medicale au fost oferite gratuit pacienților ucraineni în acest an în clinicile Fundației Inovații Sociale Regina Maria sau pe teren de către echipa mobilă medicală. Potrivit unui raport realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent și Internews, principala barieră în accesarea informațiilor legate inclusiv de sănătate a refugiaților ucraineni este limba. Am invitat-o pe Iris Ursea, program manager pe proiecte cu refugiații ale Fundației Inovații Sociale Regina Maria, să aflăm care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă refugiații ucraineni, dar și de ce limba este atât de importantă. Aș vrea să încep cu raportul Bariere și punți, comunicarea și schimburile de informații în comunitatea de refugiați ucraineni din România, așa se numește raportul realizat de CJI, Centrul pentru Jurnalism Independent și Internews, care a inclus perspectivele a peste 1.000 de refugiați, a 19 furnizori de servicii și a 2 reprezentanți media din București, Iași, Constanța și Brașov. Ei bine, una din concluziile raportului este aceea că mulți refugiați nu ar suna nici la poliție și nici la serviciile de urgență, fie ele și de urgență medicală, într-o situație de criză, de teamă că nu vor fi înțeleși. Ce părere aveți despre acest lucru? Este adevărat, într-adevăr există o neîncredere în autorități din partea refugiaților, dar nu cred că este ceva specific țării noastre, cred că și societatea lor se confruntă cu aceleași probleme sistemice pe care le avem și noi și evident atunci când ajung și într-o țară străină, neîncrederea pe care o au oricum în autorități este sporită de această barieră lingvistică. Nu știu să spun exact legat de cât de multă încredere au în poliția română, însă la urgențe sună, adică mai degrabă sună la urgențe decât să meargă la un medic de familie sau la un medic specialist, pentru că este calea cea mai sigură și dreaptă către a beneficia de servicii medicale. Ce se întâmplă în momentul în care sună la 112 și vorbesc în limba ucraineană sau în limba rusă? Într-adevăr, aici este o mare problemă. În mod normal, cei care locuiesc în centre și adăposturi sunt ajutați de către coordonator, dar pentru cei care deja trăiesc în locuințe, în apartamente, este într-adevăr foarte greu să comunice. Câți dintre refugiații ucraineni de care are grijă fundația vorbesc engleză și s-au putut adresa singuri medicilor sau serviciilor medicale din România? Aș spune că sub 10% pot avea o conversație minimă în limba engleză. Pe de altă parte, atunci când ajung la spital sau într-un centru medical, nici personalul medical nu întotdeauna vorbește limba engleză. Ce se întâmplă în astfel de situații? Uh-huh. În cazurile în care medicii și asistentele au bunăvoință, se folosește Google Translate. În cazurile în care nu există această bunăvoință sau nu există timpul necesar, de cele mai multe ori sunt văzuți destul de superficial, poate se uită pe fișe medicale mai vechi și le dau același tratament, sau în cele mai bune cazuri există cel puțin o persoană în acea clinică sau spital de stat care poate vine din Republica Moldova sau poate chiar din zone din Ucraina în care încă se mai vorbește și limba română și se apelează la acel doctor ca și translator, chiar dacă nu este de specialitatea respectivă. În ceea ce privește Google Translate, în ce măsură poate ajuta și nu induce în eroare o traducere făcută prost? Mm-hmm. Cred că este mai bine decât nimic, însă, într-adevăr, în cazul limbajului medical, Google Translate nu este
să zic, nu are o acuratețe atât de mare. Personalul medical care lucrează în echipa medicală mobilă, dar și în clinicile Fundației Inovații Sociale Regina Maria, în ce limbă vorbește cu refugiații ucraineni? În engleză, în ucraineană, în rusă? Echipajul nostru vorbește preponderent în rusă și ucraineană cu refugiații ucraineni. El este format atât din medici români, cât și medici ucraineni, așa că ne putem adapta oricărei situații și medicul ucrainean acționează ca și translator pentru medicul român. În echipă reușesc să rezolve cazurile medicale. Aș vrea să vorbim puțin și despre ceea ce se întâmplă în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate din România, pentru că autoritățile române au declarat că refugiații ucraineni au practic aceleași servicii de sănătate, la fel ca asigurații din România. Ei bine, sunt medici de familie care s-au confruntat cu probleme atunci când a fost vorba de generarea codului unic și înscrierea refugiaților ucraineni în SIUI. Au ajuns cu siguranță și la urechile dumneavoastră astfel de probleme. Ce știți? În ce stadiu suntem? Deși Casa Națională de Asigurări s-a mișcat destul de repede să creeze o platformă prin care pacienții ucraineni să poată să fie introduși în SIUI, această platformă se numește EPIAS, au existat modificări de-a lungul timpului, deci din martie și până acum, în privința modului în care acești pacienți pot fi introduși. Pentru că au existat modificări pe această platformă, atât medicii de familie cât și medicii specialiști, cei care au primit informarea legată de această platformă, au fost puțin descurajați să îi introducă. Acum, într-adevăr, s-a clarificat acest subiect. Este clar modul în care pacienții ucraineni trebuie să fie introduși. Există două taburi pe această platformă. Trebuie folosită ruta sau tabul numărul unic de identificare. Într-adevăr, durează undeva la poate 5-10 minute ca un medic să îi introducă, însă după ce îi introduce, pacientul primește un număr unic de identificare cu care după aceea se poate duce la un specialist sau poate primi o rețetă compensată, de fapt gratuită pentru ei, poate accesa orice serviciu medical în contract cu casa. Ce este important de menționat este că nu doar medicii de familie pot introduce pacientul ucrainean în platforma SIUI, ci și medicii specialiști. Asta este o diferență față de pacienții români și un beneficiu pentru pacienții ucraineni. Astfel, un pacient ucrainean poate să se ducă direct la un medic specialist și acesta să-i genereze codul unic? Exact. Pacientul ucrainean poate să se prezinte direct la un medic de specialist în contract cu casa și să își ceară dreptul de a fi introdus în SIUI. Iar în ceea ce privește rețetele, spuneați de rețete gratuite. Practic, ucrainenii primesc rețete gratuite chiar și atunci când românii au aceste rețete compensate? Exact, ei sunt scutiți de coplată, chiar și pentru rețetele compensate. Ce ar trebui să știe în momentul de față medicii din spitale, acolo unde ajung unii dintre pacienții ucraineni? Cred că medicii ar trebui să știe în primul rând că serviciile pe care ei le oferă atât în ambulatoriu cât și în, de exemplu, în internare pot fi decontate și că odată ei sunt responsabili și obligați de către casă să introducă pacientul ucrainean în SIUI și să îl trateze ca și pe un pacient român pentru că serviciile lui sunt decontate. Asta odată. Și al doilea lucru, cred că este foarte importantă colaborarea între clinică sau spital și softul pe care îl folosește acea clinică. De exemplu, noi știm că există multe softuri care încă nu au creat o procedură prin care
ulterior generării acelui număr de identificare, pacientul poate să fie introdus în softul personal al clinicii sau al spitalului și ulterior raportat și decontat către casă. Este foarte important pentru fiecare clinică și pentru fiecare spital să comunice cu softul și să ceară această procedură pentru refugiații ucraineni. Aș vrea să concluzionăm plecând de la faptul că uneori personalul medical din România fuge, cu ghilimelele de rigoare, de pacientul ucrainean refugiat pentru că serviciile nu sunt decontate de către Casa Națională de Asigurări și pentru că are această barieră legată de limbă. Cum demontăm cele două mituri? Păi odată, unu, serviciile lor sunt decontate de către casă, ei se bucură de aceleași beneficii ca și asigurații români și poate că trebuie un pic mai mult efort la început pentru a înțelege procedura prin care aceștia pot fi decontați, introduși și apoi decontați, însă după ce se face acest mic pas, lucrurile merg destul de lin și noi am reușit în clinicile noastre atât să introducem, cât și să-i decontăm, cât și să ne recuperăm banii de la casă pe serviciile oferite. Deci se poate. Și doi, legat de limbă, nu cred că este un mit. Este într-adevăr mai complicat. Însă, până la urmă, și ei sunt oameni și chiar dacă serviciul medical durează poate cu 10-15 minute mai mult pentru că trebuie să se folosească Google Translate, la finalul zilei, ei sunt niște oameni care au trăit o traumă, au venit după mulți ani de chin în țările lor, după un război la noi în țară și cred că ar trebui să le oferim puțin mai multă empatie și să arătăm un gest de omenie colectivă și să îi tratăm ca și pe asigurații români, chiar dacă este puțin mai dificil din punct de vedere al limbii.